Cei 28 de consilieri prezenți astăzi la ședința extraordinară au trebuit să voteze 9 puncte în plus față de câte erau trecute în ordinea de zi inițială. Primul punct, care nu mai suporta amânare până la sfârșitul lunii, cerea aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu. Alte două proiecte de hotărâre priveau aprobarea costurilor medii lunare de întreținere pentru asistații căminului pentru persoane vârstnice singureni și mironești. Și pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, consilierii județeni au supus preaprobare două puncte care vizau acordarea unor sprijine financiare unei persoane cu handicap care beneficiază de protecție socială și mai multor giurgiuveni care au nevoie în această perioadă de un venit în plus. Asocierea localității Izvoarele cu județul Giurgiu a fost cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi suplimentară. Această asociere era necesară pentru acoperirea finanțării lucrărilor de întreținere realizate pe drumul județean 503A. Un alt proiect de hotărâre care a fost aprobat cu unanimitate de voturi a vizat preluarea de la Consiliul Local la Consiliul Județean Giurgiu a tronsonului care face parte din drumul județean 503 Giurgiu-Toporu. Acest sector de drum va fi inclus într-un proiect de finanțare nerambursabilă pentru perioada 2014-2020 în vederea modernizării și reabilitării. Cu toate că au existat discuții și conversații în contradictoriu, toate proiectele de hotărâri au trecut de voturile consilierilor prezenți.